Oameni buni, a venit momentul să aflăm cine ia locul lui Popa Vasile. Stai așa, Oleac, dar nu trebuia să adunăm lumea ca să voteze cine să fie popă? Nu, fă, Marie, noi cei de față hotărâm și după află poporul. Că așa se face în politică și religie. Nu contează și votează lumea. Dar eu nu înțeleg de ce trebuie să hotărâm, când e foarte simplu, îl alegem pe părintele Viorel, că toată lumea va avea de câștigat. Eu nu sunt de acord cu părintele Viorel. Ăsta sigur o să bage mâna în cutia Milei, așa că eu n-am încredere în el. Consider că cel mai bun pentru popă e părintele Mitică. Ăsta e un om foarte sincer. Așa este, părintele Mitică are har. Poate să facă din struguri vin. Măi, vreți har? Uitați aici har. Ionă e cel mai cuminte și mai prostălan om pe care eu îl știu. Ăsta nu înjură, nu fură, nu păcătuiește, nu face nimic, stă și doarme în roaba aceea tot ziua. Deci nu poate să facă păcate. Lasă, fă, Marie, că o să faci tu destul de păcate dacă eu nu-i în stare. Da, fă, de acum hai să voteze toată lumea cu Mitică, dar cum să nu? Lasă și pe Iona, nu lasă cu Mitică, cel mai bun, cel mai bărbatul meu trebuie să fie popă. Ia gata, gata, hai să lăsăm preoții să vorbească. Aș dori să iau eu primul cuvântul. Ancuțo, hai sus, te rog frumos, nu dă bine la oameni. M-am gândit foarte bine eu și știind că voi, consătenii noștri, vă este greu să vă treziți dimineața, m-am gândit să facem slujba online. Și tot eu m-am mai gândit tot așa trecător să vă ofer niște tablete gratis. Iar tabletele astea gratis, Cornele, nu se amanetează. Așa că ne vedem live. Dragă părinte Viorel, degeaba faci slujba online. Toți vor sta pe TikTok. Eu nu vă condiționez să veniți. Nu vă forțează nimeni să ajungeți la slujbă. Ba chiar vor fi unele zile când nici eu nu voi ajunge. Și în sfârșit, Aurico, vei avea și tu duminica liberă. Mitică, zi și tu ceva. Ce să zic, Aurică? Nu știu, dar eu sunt popă. Mă îngrește și tu lumea asta cu ceva. Da. Aș putea să vă spun că voi fi chiar un popă foarte bun. Dacă popa Vasile înainte vă dădea o linguriță de vin, ei bine, eu vă voi da câte o carafă la fiecare slujbă. Sunt susținut de oameni credincioși, de minunatul dascăl Cornel și de superba preoteasă Aurica. De, Doamne! Vreau să vă spun că voi n-aveți nicio șansă în fața mea, pentru că voi nu știți ce înseamnă o parohie. Dar ce, Mitică, știi tu? Recunosc, Marie, că nici eu nu știu ce înseamnă o parohie, dar avem un om foarte important alături de noi. Un om care ne va da toate informațiile cum să ajung ca popa Vasile. Dascăle Cornele, te rog frumos să mi-l aduci pe Neluțu. Neluțu, așa-i că mă vei ajuta să ajung ca popa Vasile? Așa-i că îmi vei da toate informațiile necesare să preiau toate atribuțiile părintelui popa Vasile? Așa reiese. Vreau să vă spun, dragi colegi, meseria asta nu-i de voi. Bravo, Mitică! Bravo! Sunt preoteasă! Cum se face, Fabric? Așa? Dă-i încoace să vede că n-ai fost dus la biserică. E foarte simplu, ție asta de aici, faci așa, de sus în jos
și din stânga în dreapta. Poftim. Vei, dar care e rolul meu în afacerea asta? Rolul tău e foarte simplu, Cornelie. Tu ai dispus doar dă, Doamne. Ai înțeles? Bifat. Părintele Mitică! Ce aveți mai de gând să faceți? Am venit să te ridicăm la ceruri. Cum adică? Adică să-ți scoatem credința. Vai, măi Marie, dar vă vede el de sus și o să vă bată. Până să ne bată cel de sus, te batem noi pe tine, Mitică. Ce se întâmplă aici, măi? Ce-i pățâmă dascăle, măi, legat în halul ăsta, măi? Vai, părinte, ce bine că ai venit! Ce bine că m-ai salvat! Un via mortu! Popa Vasile nu e un sfânt! Popa n-a murit! Cum n-a murit? Păi chiar tu ai zis dascăle! Ei, am zis că a murit, dar nu Popa Vasile! Nici nu m-ați lăsat să vorbesc! Era Popa lui Ileana! Păi, părinte, dacă tu nu ai murit, unde ai fost până acum? Păi da, că ai zis că ți-a fost rău, nu? V-a mințit. S-a dat bolnav ca să ducă și el în concediu în Tenerife. Tragi dascăle din gură! Nu, măi, am fost într-un schit, măi, la munte, măi, și m-am rugat pentru voi, măi. Părinte! Am fost, măi, să ajung niște copii sărmani, măi. Părinte! Bine, măi, bine, dascălu are dreptate, măi. Am mințit, măi, am fost și eu în concediu în Tenerife, măi. Dar v-am mințit pentru că am vrut să plec singur fără preoteasă, măi. De asta v-am mințit. Hai, toată lumea la casa lui. Popa Vasile nu a murit. Hai, Fauric, sus. S-a terminat și această serie, dragi prieteni, vă mulțumim că ați urmărit toate cele trei părți. Până la urmă, Popa Vasile n-a murit. Este alături de noi, să dea Dumnezeu sănătate, să fie cât mai mult timp în proiectul Trei Chestii. Și încă un lucru, fraților, foarte important pentru voi, este că venim cu conținut super tare de Crăciun. Vreau să scrieți în comentarii ce doriți să vedeți prima oară. Romică, colegul vacanță la munte sau magia Crăciunului 5? Hai să văd cât mai multe comentarii! Și dacă v-a plăcut această serie, hai să strângem peste 15.000 de like-uri ca să punem compilația completă.